La râmnicu sărat a început să ningă încă de noaptea trecută, iar vântul a suflat cu putere viscolind zăpada. De la primele ore ale dimineții, polițiștii au decis să închidă circulația pe drumul național 22 care leagă râmnicu sărat de Brăila, dar și pe E85, atât către Buzău cât și spre Focșani. Șoferii care au vrut să meargă spre localitățile buzoiene de pe drumul național 22 au fost întorși din drum de polițiști, iar cei care au vrut totuși să ajungă la destinație au plecat pe jos, înfruntând vântul puternic. Pe drumul național 22 care face legătura între Râmnicu Sărat și Brăila, vizibilitatea este extrem de scăzută din cauza vântului care bate cu putere. Acesta este unul dintre drumurile naționale care au fost închise încă de la primele ore ale dimineții ca urmare a instituirii codului roșu. La unde voiați să mergeți? La prima casă aceea. Și nu puteți înainta cu mașina? O intervenție extrem de dificilă a avut loc pe drumul național 22 de dimineață, când o ambulanță a fost chemată să preia un copil din localitatea buzoiană Râmnicelu. Micuțul de 3 ani și jumătate avea febră și trebuia adus de urgență la spital. Misiuni de salvare extrem de dificile au avut loc pe acest tronson de drum. O ambulanță a plecat să preia un copil aflat în stare gravă, iar după câteva ore a reușit să ajungă cu acesta la spitalul municipal Râmnicu Sărat. Totodată, o șenilată de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență este plecată pentru salvarea a 6 persoane aflate într-o mașină la 4 km de localitatea Boldu. În jurul orelor 8:30 a fost adus cu ambulanța un copil de la Râmnicelu, un copil de 3 ani și jumătate, care a fost internat în secția pediatrie. Ce afecțiune? Afecțiuni de tip respirator, o pneumonie bilaterală. Pe drumul european 85, la ieșirea din Râmnicu Sărat spre Buzău, s-au format coloane de mașini după ce traficul a fost închis. Deși meteorologii au anunțat încă de ieri că va veni vremea rea, unii șoferi spun că nu au știut de viscolul puternic. Noi suntem din Moldova, nu știam ce se întâmplă aici. Așa, când am trecut la ora, era ora 3, spre ani trecut pe aici, era timpul cu mult mai bun ca acum. Nu știu ce au stopat toate automobilele, ceva nu-i normal. Ceva nu funcționează la ei. De unde veneați? Din Chișinău. De câte ore sunteți aici? 3-4 ore. De vreo 3-4 ore știați de vremea rea? Nu. Nu ați știut, ați plecat fără să știți. Aveți combustibil ca să rămâneți în continuare aici? Mai aveam, dar nu pe mult timp. Nu voia să ajungem. Din Bacău să ajungem la aeroport la București, de acolo trebuie să ajungem cine în Anglia, cine în Italia, cine în alte părți. Au pierdut avioanele. A pierdut avioanele, bani perși. Suntem în fric, niciunul nu se interesează de viețile noastre. Știați de vremea rea care s-a anunțat? Nu. Nu ați știut? Nu am știut. Dacă știați, mai plecați la drum? Dacă știau cine știa că vremea este rea, se organizau cu mijloace, cu utilaje pentru a putea pune în acces drumul. O stradă europeană, e imposibil să fie închisă. Utilaje de dezăpezire au acționat atât pe drumul european 85, cât și pe drumul național 22, care leagă Râmnicu Sărat de Brăila pentru a îndepărta zăpada. Chiar dacă drumarii au ieșit la treabă, munca lor a fost aproape în zadar din cauza viscolului puternic.